Și anul acesta oamenii au venit cu micu mare la cel mai așteptat eveniment din Comuna Rogova. Evenimentul a fost unul de succes, iar toți cei care au venit să se distreze s-au putut bucura de un spectacol inedit de muzică tradițională, asezonat cu un șoc culinar de excepție. Rogovenii s-au strâns cu micu mare la cel mai așteptat eveniment al anului. Zilele Comunei Rogova s-a dovedit a fi un eveniment de excepție. Spectacolul muzical a fost urmărit cu mare interes de toți cei care au fost prezenți, iar pentru pofticioși au fost pregătite cele mai bune preparate tradiționale. Primarul Comunei Rogova, Costinel Vanvu, a fost mereu atent la nevoile cetățenilor și nu a neglijat doleanțele acestora. Așadar, acesta a organizat un eveniment de excepție unde toți cei prezenți s-au distrat copios, au dansat și au gustat din preparatele delicioase pregătite de comercianți. De asemenea, copiii nu au fost uitați în cadrul acestui eveniment, fiind organizat un spațiu special unde aceștia puteau să se distreze și să socializeze. Comuna Rogova este una dintre cele mai dezvoltate din județ, cu o mulțime de investiții și printre cele mai bune condiții de trai. Acest lucru se datorează, îndeoseb primarului Costinel Vanvu, care a fost mereu implicat și de votat, dar și a susținerii venite din partea Consiliului Județean Mehedinți prin președintele Aladin Georgescu.